Încă din antichitate, marile religii și filozofii au promovat în pace pentru unificarea idealurilor pentru umanitate. De la creștinism la hinduism, ideea de a vedea pe alții ca pe tine este o idee de bază. Din nefericire, o singură privire la actuala societate relevă că toate aceste idealuri nu au prins niciodată rădăcini. În egoismul de astăzi, interesul monetar creează un mediu care refuză apariția dragostei de oameni universală. Acest sistem este bazat pe perpetuarea euului în detrimentul altora și de aceea nu va permite niciodată o lume echilibrată și armonioasă. Este timpul să ne oprim din rugăciuni, să ne oprim din a ne dori, din a discuta orbește despre presupuse idei umanitare și religioase și a începe să le aplicăm. O economie bazată pe resurse pune în practică ceea ce marile religii și învățători filozofici au spus întotdeauna, în privința faptului ca oamenii să se îmbrățișeze reciproc, ca și când ar fi unul, prin respect reciproc ca o singură familie umană. Utilizarea științei și a metodelor științifice, văzute adesea reci și fără inimă, au de fapt un potențial spiritual profund. Oamenii se uită cu enorm respect la figuri precum Maica Tereza și natura sa umană sau la Alexander Fleming, omul care a descoperit penicilina în același fel nuanțat. Penicilina a salvat nenumărate vieți astăzi decât orice idee caritabilă sau organizație. Ideea este că știința și tehnologia reprezintă divinitatea națiunii. Nu putem aștepta pentru o revelație divină sau apariția unui mare om care să ne ghideze. Trebuie să realizăm că suntem pe cont propriu pe această planetă și depinde de noi să schimbăm lumea în mai bine. Este timpul să oprim discuțiile acelor valori spirituale pe care religiile și curentele filozofice le dezbat de milenii și în sfârșit să le punem în practică. Știința este unaltă a acestei spiritualități și dacă lucrăm să aplicăm metodele pentru binele civilizației înseși, ne putem atinge scopurile spirituale pe care le avem din antichitate.